What? Doar am accelerat mașina și m-a scos asta. Aola, unde am ajuns? Mă, ce se întâmplă? Păi, eu respectam regulile. Salut, retro, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un episod. De această dată am revenit pe GTA 5 din nou cu challenge-ul de a respecta legea, dar de această dată o să respectăm legea în GTA 5 pentru 24 de ore. O să fie destul de greu, așa că dați acolo pe butonul de like să facem acolo peste 3000 de like-uri la acest episod ca să fie bine. Și să-mi spuneți în secret în comentarii ce alte challenge-uri vreți să mai facem pe viitor. Haideți să dăm drumul la treabă. Este ora 1:30 în momentul de față. Iar mâine la ora 1:30 o să terminăm challenge-ul. Haideți să ne mișcăm destul de repede pentru că avem foarte multă treabă. Trebuie să mergem să ne îmbrăcăm, trebuie să mergem să-i facem o freză lui Michael pentru că nu putem să stăm în costumul ăsta și după cum vedeți suntem într-o bijuterie de mașină care o ador și după cum știți avem modul instalat cu volanul, ne putem juca GTA 5 cu volanul, foarte mișto. Din momentul de față am început challenge-ul cu tot ce trebuie. Nu avem voie să încălcăm nicio lege pentru 24 de ore și suntem într-o mașină și după cum vedeți și piesa îmi spune să fac stânga, exact cum am spus și în ultimul episod. Dar dacă aș face asta este ilegal pentru că traversez o linie dublă continuă. Și mi-am dat seama în prima fază că am încălcat legea, dar mă rog, hai să dăm drumul de această dată prin dreapta pe aici ca să nu mai încălcăm legea. Vreau să văd cine ghicește unde o să încalc sau nu legea în acest episod. Să-mi spuneți în secțiunea în comentarii minutul și lucrul pe care l-am făcut greșit. Oh my god. Uite cum e verde, dă-i frate, ușor. O să încerc să nu mai încalc absolut nicio lege. Dă-i mai repede. Dacă mă prinde roșu, n-am niciun chef. Aici obligatoriu la dreapta. Oh shit, trebuie să mă încadez pe banda asta. Bă, și se pune așa repede verde. Chiar nu mă supăr. Dar acum din nou este roșu. Și cât timp stăm aici la roșu, guys, nu uitați, dați pe acolo pe butonul de subscribe dacă sunteți noi pe canal, pentru că peste 50% din oamenii care se uită la clipurile mele nu sunt abonați. Ia uite-i pe ăștia, bă. Bă, e roșu, băi. Doamne, frate, au trecut pe roșu ăștia aici. Una n-avea nicio treabă și ăla se grăbea și era... Se grăbea omul, dar degeaba. Hai că aici am aici obligatoriu la dreapta. Oh, no. Dă-i în spate, Andrei, că trebuie să dai semnal acum și te încadrezi pe banda care trebuie, că aici e obligatoriu la dreapta. Oulu. Hai că suntem încadrați cum trebuie acum. Și să avem foarte mare grijă că în jocul ăsta este extrem de greu să nu încarci legea, pentru că efectiv se numește Grand Theft Auto, Marele Jaf Auto. E foarte greu să nu încarci legea. Oh, verde? Perfect. Ia uite-l, băi, ce faci, mă? Asta de unde a apărut? Hai să ne încadrăm aici pe dreapta și... O parcăm frumos. Uite aici. Bam. Frumos, elegant cât de cât. Haideți să mergem să ne îmbrăcăm și noi, pentru că nu putem să stăm în așa costum pe vremea asta. Trebuie să ne luăm și noi ceva mai lejer. A few moments later. După cum vedeți, ne-am îmbrăcat în ceva mai lejer și nu o să iau acum mașina. Aolo, am uitat să închid mașina. Mamă, dacă mi-o fura careva. Chidem mă mașina asta la naiba că ți-o fură cineva, după aceea rămâi fără mașină. E roșu, după cum vedeți acolo, stai să așteptăm să facă verde. S-a pus și verde, nu trebuie să dați peste mine. Băi, de ce claxonezi mă, e verde. Uite aici frumos, să rămână. Hai să ne faci de o freză frumos, că în seara asta mergem în club. Mamă, nu vreau asta. Să fac pasta că avem mai mult păr, suntem așa mai șmecheri parcă. Nu știu cum reușește ea să ne pună păr, dar destul de mișto treaba asta. O, Johnny Bravo, stai ușor. Ne facem o barbă, avem... Ne, fără barbă. Suntem ok. Bă, chiar îi stă mai bine așa, sincer. Nu știu, spuneți-mi în comentarii, eu zic că îi stă mai bine așa. Facem uite așa. Și am ieșit. Oh, alo. Frumos. Așa. De ce ai dat în geam? Ok, Michael are niște probleme cu nervii și aparent a dat în geam și l-a spart. Nu am ce facem decât să îl înțelegem că are o problemă la cap și na. Aparent nu vine nimeni, noi să ne băgăm așa frumos. Este deja ora 18:45. Haideți să vedem cât timp ne ia să mergem legal până la spălătorie. Hai să vedem în cât timp ajungem până la spălătorie legal. Ia să ne punem, dăm semnalul frumos și ne auzim la spălătorie, că avem trafic, după cum vedeți.
În sfârșit, car wash, uitați-vă aici pe dreapta ce scrie. Mergem să ne spălăm și noi puțin mașina că nu se mai poate. A, da, și am fost lovit de niște proști în spate. Pentru că aparent, când se pune verde și nu pleci instant, sau chiar că și dacă pleci instant, tot intră unul în spatele tău. Și da, aia e de la Michael, că a avut nervi după cum ați văzut. Și cam așa arată mașina spălată, bă, chiar arată bine dacă n-ar fi fost geamul ăla spart, măi Michael, dar fi arătat și mai bine. Este momentul de față, 9:30, aproape se fac 12 ore și m-am gândit, bă, hai să ne mergem la clubul ăsta aici. M-am gândit să mergem până aici la mamaie să jucăm niște darts cu bunicii. Mergem până acolo să testăm să vedem cum e să conduci cu volanul și pe autostradă. Dar până atunci mai avem ceva trafic, după cum vedeți. What? Doar am accelerat mașina și m-a scos asta. What? GTA 5? What? Lasă-mă, mă, să mă... Ce cădea să mai ride? Bă, lasă-mă, mă, să mă... Aola, unde am ajuns? Mă! Ce se întâmplă? Păi, eu respectam regulile. Mamă, e 8 dimineața. Aparent a trecut și noaptea și cred că tot ce putem să facem în acest caz este să o luăm pe jos, eventual, până la emunation aici, să ne testăm și noi cum știm să tragem, dacă știm să tragem. Și, olu, bă, el trebuia să-mi dea prioritate, că nu era semaforizat nimica. Bă, eu am respectat regulile, adică nu știu, vreau să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți de tocmai ce s-a întâmplat. Da, bă, n-am ce zice. Bă, asta ne-a mai ajutat ca să nu mai stăm noi peste noapte. Dar, nu știu, vreau să spuneți ce părere aveți de tocmai ce s-a întâmplat. Like, eu am respectat legea. Nu pot să traversez pe aici. Ba da, e verde. Putem să traversăm și noi? Că e verde, văd aici. N-ai ciudat că nu e trecere de pieton pe aici. Haide să nu pe aici. Bă, chiar e ciudat tocmai ce s-a întâmplat, dar hai să vedem. Eu văd ce zora că știam aici. Hai să tragem și noi. Mă, puteți să antrenează ăștia, hai să vedem și noi dacă știm să tragem sau nu. Bă, o să tragem cu un pistol. Să mergem cu challenge 1, ia să vedem. Știm să tragem? Ia să vedem. Păi și țintă n-avem? Așa. Oh my god. Mamă, și am stricat combo-ul. O duceam așa de bine cu combo-ul. Bine. Time bonus. Am trecut. Păi ce să mai mă, că de la CSGO mi se trage. Nu, 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 nu voiam challenge-ul ăsta din nou. 5 secunde, hai. Nu mai aveam glanțe. Aie, bă, și pe asta am luat-o. Ne-am descurcat bine. Am tras și noi pe ziua de azi. Cât este ceasul? 11. Hai să mergem până la... Hai să mergem până la cinema. Dar o să vreau să traversez pe partea cealaltă și să chem un taxi. Ia să vedem. Frumos, legal. De cum vorbește asta la telefon. Bam, sunăm și noi aici un taxi să vină să ne ia. Ăla nu putea să fie taxiul meu? Ăsta e taxiul meu. Mă, uite unde oprește. Bă, tu nu mai ai văzut că eram aici, de ce oprește acolo? Acolo vreau. Hai, dar grăbește-te și tu. Mișcă-te și mai repede, o să vedem ce scrie aici. 2.50 initial charge. Mamă, o să plătim ceva, cred că, dar ajunge măcar. Păi eu i-am zis să se grăbească. El încalcă legea. Măi, nebunule, iau ușor. Nu lovi pe nimeni. Ia uite-l, mă, pe aolo. Așa se bagă și taxiurile la noi? Doamne, uite cum se bagă taxiul ăsta. E nebun. Taxiule, ești nebun? Aolo, ai nebun la cap, bă. Mamă, era să o calci pe aia. Ăsta e nebun la cap. Lasă-mă să cobor, că nu mai pot. $9, ia-ți de aici banii, că nu mai pot. Tu să nu dai peste mine, mulțumesc. A, dar trebuie să dai peste mine. Putem să vedem și noi un film ceva? Ia ca să ne uităm la Tom și Jerry. Lol? Asta e exact ca Disney. Și nu cream că te poți uita în CTA 5 la ceva. Devenea interesant, dar cam atât am văzut destul, sincer. A început și ploaia. Cât este ceasul? 13:46. Acum că nu mai trebuie să respecte legea, haide să vă văd. Bagă, 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 repede. Bagă. Bine. Bam. Double kill.
Nu vreau să iau cover sau ceva, vreau să vă că supraviețesc. Da, n-ai ce să mai supraviețești, că au venit de peste tot, ești nebun. N-ai ce să mai supraviețești. Da, guys, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut, vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă cumva am încălcat cumva legea în acest episod. Să-mi spuneți minutul și motivul pentru care am încălcat. A fost destul de ciudat, nu plănuiam să se întâmple ce s-a întâmplat, dar, na, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, subscribe și ne auzim data viitoare. Ciao!